Salut Mircea, salut Alexandra, bine ați venit la Iași. Nu pot să vă las să plecați fără să vă dau o provocare. Aș vrea să văd dacă știți ce înseamnă următoarele trei cuvinte moldovenești, regionalisme moldovenești. Primul din ele este ogheal. Hai să riscăm. Încercați măcar, încercați să găsiți. Ogheal. Ogheal? Este o mâncare, o haină, un anotimp. Ceva din casă? Da. Da, cu tu. Pantaloni? Păduchi? Începe. Pădure? Pădure. E o pătură, o plapumă. Plapumă. Hai să mai încercăm unul, poate avem mai mult noroc. Al doilea cuvânt este cataroi. Piatră? Bravo. Serios? Da. Este da. O piatră mare. Bravo. Felicitări, Alexandra. 1-0. Mai e o șansă să egalezi, ca atât mai poți, doar să egalezi. Al treilea cuvânt este glod. Pământ. Asta știam și eu, numai e glod. Totuși a câștigat. Da. Da, mai aștepta, vă mai așteptăm o dată să mai încercați, da? Data viitoare tot aici ne găsiți. Sigur, cuvinte un pic mai ușoare, că sunteți chiar moldovenești și nu ne-am pregătit pentru astăzi. Mulțumim!